Experții în sănătate afirmă că în acest an am putea asista la mai multe decesuri și nu neapărat din cauza virusului COVID-19, ci pentru că mai mulți pacienți cu boli cronice au fost ocoliți de sistemul medical, iar starea lor de sănătate s-a agravat în ultimii 2 ani. Colac peste pupăză, din cauza creșterii prețurilor și a sărăcirii populației, oamenii se vor adresa la medic mai rar și doar în cazuri grave. Despre asta vom discuta în continuare cu Rodica Grama, expert în politici de sănătate. Bine ați venit acasă! Bună ziua! Ne spuneți mai multe, vă rog frumos, despre acest studiu și care sunt consecințele până la urmă. Da, deci, de fapt, nu e vorba doar de un singur studiu. A fost făcute careva previziuni pentru anul 2022 pentru a înțelege care ar trebui să fie prioritățile sistemului de sănătate, reieșind din ceea ce s-a constatat până acum. Și, de fapt, a fost o analiză a cifrelor statistice, a rapoartelor care au fost făcute de către diferiți experți și care sunt publice și spun, punând cap la cap aceste cifre, am făcut niște concluzii, niște pronosticuri, să zicem așa. Da? Da. Deci este vorba despre un document realizat de către IDES Viitorul în cadrul unei lansări publice în care au fost făcute aceste pronosticuri pe diferite domenii, inclusiv în domeniul de sănătate. Deci ce se întâmplă în sistemul sănătății astăzi la zi este de fapt o situație foarte alarmantă. Pe de o parte, noi suntem în deplină declanșare a valului 5 de pandemie, unde avem o număr exagerat, să zicem așa, o avalanșă de pacienți, unde instituțiile medicale sunt practic supra-solicitate, inclusiv și medicii de familie care au de la 70 la 100 de pacienți pe zi care sunt monitorizați fiind infectați. Noi avem o rată joasă de vaccinare, ceea ce înseamnă o probabilitate mai mare că vom avea forme grave a maladiei, chiar dacă studiile internaționale ne spun că Omicron, ca versiune, este mai puțin agresiv decât alte forme ale SARS-CoV-2. Să știți că această afirmație este de fapt pentru evoluția bolii la persoanele vaccinate. În cazul când o persoană nevaccinată face această variantă, există un risc mărit că va face forme grave, forme care vor necesita spitalizare și asistență medicală. Respectiv, vom avea iarăși acea supraîncărcare a sistemului care am constatat-o și în valurile precedente ale pandemiei. Însă, 2 ani de pandemie au lăsat urme. Și urme foarte neplăcute, foarte triste pentru populația noastră. Să începem cu aceea că o mare perioadă acestor 2 ani, instituțiile medicale au fost focusate spre pacienții COVID și alte maladii au fost cumva lăsate în umbră. Și în special pacienții cu maladii cronice. Da? Deci și oamenii stând acasă și care de obicei mergeau la medic, pe de o parte ezitau să iasă din casă, ezitau să intre în instituțiile medicale din frica că vor lua boala, iar pe de altă parte însă și medicii, să zicem aceiași medici de familie sau specialiști care aveau în monitorizare niște pacienți cronici, care veneau la vizite periodice, da? Erau supraîncărcați sau erau pur și simplu bolnavi. Da? Deci, fiindcă noi am avut și personal medical foarte mult bolnav, care a ieșit pur și simplu de pe acele baricade, să zicem așa, de contact cu populația. Și iată această monitorizare la domiciliu, atunci când au fost cumva excluse careva investigații, oamenii n-au mers la acele verificări, a făcut ca boala să avanseze. Și, din păcate, studiind cifrele care sunt disponibile astăzi, noi vedem că rata de depistare a cancerului în faza 1-2 este mai mică comparativ cu anii precedenți decât acum. În schimb, a crescut rata de depistare a cancerului în faza 3-4. Da? Deci, noi vedem că a scăzut foarte mult depistarea cancerului de colon uterin.
Noi vedem că au scăzut foarte mult cifrele în ceea ce ține de depistarea tuberculozei. Și dacă noi, cu ani în urmă, aveam depistarea tuberculozei în formă nodulară, adică atunci când este localizată infecția și noi putem mai ușor și să o tratăm. Și poate fi tratată, da, desigur, atunci, da? Și tratamentul acestor boli înseamnă și cheltuieli mai mici, și timp mai puțin, și eficiență mai mare. Păi acum noi avem formele diseminate atunci când tuberculoza este practic în formă înflorită, să zicem așa, în organism. Dar poate fi prevenită această situație în care ne aflăm astăzi? Astăzi noi constatăm deja niște cifre. Astăzi noi constatăm că sistemul de sănătate pentru anul 2022 va avea niște provocări mai mari decât în anterior, pe lângă faptul că va trebui să facă față valului 5 și numărului mare de infectări, va trebui să aibă în vedere și acești pacienți care sunt în forme avansate. Și vreau să vă zic că un alt grup de pacienți care iarăși vor contribui cumva la cele cifre triste care noi le estimăm, sunt și cei care au rămas cu complicații post-COVID serioase. Deci noi avem foarte mulți pacienți cu fibroze, adică plămânii au rămas cu consecințe și aceste au nevoie de... Aceste sechele de după COVID, da, ele exact, cumva își spun, da, cuvântul. Absolut. Acum. Deci noi avem aceste sechele sau complicații, fie ca aparatul respirator, fie că avem sechelele după așa numitul neurocovid. Da? Deci când a fost afectat sistemul neurologic, creierul, sistemul cardiac, fiindcă COVID-ul, una din complicații o are trombozele și ulterior respectiv sunt diferite consecințe. De aceea pacienții post-COVID au nevoie de perioade îndelungate de recuperare, dar cel mai trist este că au nevoie de acces la acest tratament. Și dacă noi vorbim de Chișinău, unde populația este, să zicem, mai norocoasă, și da? Mai informată. Da, și chiar și accesul este altul, fiindcă secțiile de recuperare sunt în Chișinău. Da. Păi populația de la sate, din regiunile rurale îndepărtate, nu prea au acest beneficiu, acest lux, să zicem așa. Și atunci noi înțelegem că acei medici de familie care astăzi sunt în teritoriul țării, pe de o parte ar trebui să aibă grijă și de cei cu sechele, și de cei care fac boala, și de cei care sunt în niște acutizări a maladiilor cronice. Vorbeam chiar cu colegi din spitale care îmi spuneau că chiar și la nivel de chirurgie noi vedem pacienți cu niște forme foarte avansate a stărilor chirurgicale, cu sepsis, cu furuncule, adică au stat acasă până la ultimul moment, până au ajuns. Dar ce trebuie de făcut ca să nu ajungem, uitați-vă, în această situație în care nu știm cum să procedăm? Trebuie să avem o mulțime de bani ca să ne tratăm și s-ar putea ca să nu ne mai putem trata? Pe lângă faptul că se consideră că trebuie să avem o mulțime de bani, eu vreau să amintesc populației că totuși ceea ce ține de investigații profilactice, preventive și tratament, cei care sunt incluși în polița de asigurare ar trebui să beneficieze de această poliță. Și cred că asta ar fi primul pas de luptă cu acea corupție, că noi totuși ar trebui să insistăm pe drepturile noastre de a beneficia de tot pachetul care este prevăzut în programul unic de asigurări în medicină, da? Deci, al doilea moment este grija pentru propria sănătate și faptul că avem niște simptome, ar trebui să fim mult mai responsabili față de propria noastră sănătate. Pe de o parte, eu înțeleg că populația este puțin informată ce înseamnă vaccinare, dar vaccinarea ar trebui să fie o prioritate astăzi, pentru că să scoatem acea povară asupra instituțiilor medicale. Da? Deci, cu cât mai mult populație vaccinată, cu atât mai mic numărul pacienților cu forme grave și cu atât mai mult timp pentru medici de a se focusa pe alte maladii decât COVID. Da? Și, în același timp, responsabilitatea cetățenilor față de propria sănătate. Fiindcă screening-ul sau așa numitele investigații preventive care trebuie să le trecem toți la o anumită vârstă și la o anumită perioadă, sunt foarte importante. Altfel ajungem astăzi în acele forme avansate, care ulterior este mult mai greu să fie tratate. Doamna Gramă, eu vă mulțumesc foarte mult. Responsabilitate și sănătate le dorim telespectatorilor, iar dumneavoastră vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi lângă noi cu această informație utilă. M-ați invitat.